La categoria 9, ani, fete Adriana Nemes s-a impus fără probleme, câștigând această categorie. La băieți, pe 2 s-a clasat Luca Gurza pe 3, Dan Maroș chiar pe 13, Ștefan Dragoș. La 11 ani, fete Boglarca Sabo s-a clasat pe 2, Maria Crăciun pe 8, Cristina Ziman pe 13, Henrieta Leahu pe 16, la băieți, Silar Sabo a terminat pe 6, iar Luca David pe 7. La 13 ani, Melanie Pfeiffer s-a clasat pe 2, Joe Fiacato pe 3, Astrid Chish pe 7, la băieți cel mai bine clasat a fost Marco Seichei pe locul 6. La categoria 15 ani, de la aceste Satu Mare, s-au clasat pe doi Teodora Coste, pe 3 din nou Melanie Pfeiffer, pe 5 Amara Algis la băieți 15 ani, Adam Marșca a câștigat, pe 3 s-a clasat Alex Oroian, iar pe 5 David Ziman. Acest concurs a fost un bun prilej de pregătire și verificare înaintea campionatelor naționale de copii care vor avea loc la sfârșitul lunii la București. Referitor la București, micii floretiști sădmăreni au fost prezenți la Cupa Stebal, alături de antenorul Arnold Ijachi, sportivii s-au întors acasă cu rezultate foarte bune. Alexandra Lazin la 16 s-a pe 2, Adriana Haidu și Teodora Șofran la 10-11 ani pe 3, Tamara Ulici la 12-13 ani pe 6, iar Teodora Turdean la 10-11 ani pe 10. Această deplasare a fost posibilă și cu sprijinul părinților.